labirintul sacru săpat în piatra dură din Maharashtra se află cele mai mari și mai impresionante temple ale Indiei străvechi. Create cu milenii în urmă, templele subterane adăpostesc esența mistico-religioasă a Indiei. Într-o armonie totală, aici tronează una lângă alta încremenite într-un surâs înțelept și tot înțelegător hinduismul, budismul și jainismul, cele trei mari religii ale Indiei. Situate în apropierea străvechiului oraș Aurangabad, celebre și în același timp tainicele peșteri de la Ajanta oferă privitorului o călătorie în timp spre acea Indie fascinantă pentru noi toți prin culturile, religiile și geniul său uman. Cele 29 de peșteri care alcătuiesc complexul de la Ajanta au așteptat mai mult de un mileniu până când au fost redescoperite. Evenimentul a avut loc pe data de 28 aprilie 1819, când John Smith, un ofițer britanic aflat la vânătoare de tigri, a descoperit accidental intrarea uneia dintre peșterile templelor subterane. La scurt timp după momentul descoperirii, peșterile și-au câștigat faima bine meritată datorită amplasării exotice, arhitecturii unice și secolelor de istorie misterioasă uitată sub trecerea timpului. Astfel, complexul a intrat sub protecția UNESCO în anul 1983. Cele 29 de peșteri conțin sculptată și pictată întreaga epopee a budismului și povestea vieții lui Buddha, fostul prinț devenit ascet și întemeitor al acestei străvechi religii orientale, care câștigă noi adepți și în zilele noastre. Primele sanctuare sunt săpate la adâncime de 75 de metri și au fost construite în timpul dinastiei Satavahana, undeva în secolele 1 și 2 înainte de Hristos. Picturile murale au rezistat datorită climei și umidității propice a aerului, fiind considerate de specialiști drept cele mai vechi exemple de picturi murale descoperite vreodată în întreaga Indie. 20 din cele 29 de peșteri au avut rolul de mănăstiri subterane, ale căror sanctuare tronau întotdeauna în partea centrală. Retrași aici, călugării budiști nu se erijau doar în rolul lor inițial, acela de practicanți ai ritualurilor lăsate de iluminat, ci și în artiști. Datorită muncii lor, peșterile de la Ajanta au devenit în acele timpuri adevărate centre vibrante ale culturii și civilizației budiste, într-un oian de regate vecine care își păstraseră vechea orientare religioasă de sorginte hinduistă. Toate statuile de dimensiuni colosale și de o precizie a detaliului neegalată nicăieri în lume au fost sculptate de către credincioșii călugări care aveau la dispoziție doar banale dalte și ciocane. Aici se află cea mai mare statuie care îl reprezintă pe Buddha dormind, realizată în perioada antică. Sculpturile de pe pereți reprezintă scene din Jatakas, o bogată culegere de tradiții orale referitoare la numeroase întâmplări din perioadele deselor încarnări ale lui Buddha. Specialiștii cred că picturile decorează pereții peșterilor astfel încât derularea lor să producă credincioșilor un remarcabil efect vizual hipnotic, impactul lor fiind copleșitor și astăzi, chiar și pentru turiștii și vizitatorii de alte credințe.